Dumnezeu este mort. Dumnezeu rămâne mort. Și noi l-am ucis. A scris Friedrich Nietzsche în 1882. Pentru a înțelege ce a vrut să spună filozoful german și ce părere avea despre oameni, morală și societatea în ansamblu, am colaborat cu profesorul Stephen Hicks pentru această serie specială Sprouts. Partea 1. Dumnezeu este mort. Timp de mii de ani, oamenii au fost religioși, dar în lumea modernă, religia și-a pierdut forța. Expresia dramatică a lui Nietzsche, Dumnezeu este mort, surprinde calitatea șocantă a acestei revelații. Pentru cei crescuți într-o tradiție a credinței, religia personaliza lumea. Le oferea senzația că lumea are un scop și că fac parte dintr-un plan mai mare. Mai mult, simțeau confortul, că în ciuda aparențelor, suntem cu toții egali, că cineva are grijă de noi și că după moarte, în loc de un mormânt rece, ne așteaptă un posibil univers al fericirii nesfârșite. Dar în lumea modernă, ne este tot mai greu să credem în aceste valori. Am asistat la ascensiunea dramatică a științei, care a oferit răspunsuri mai puțin confortabile la întrebări pe care religia le monopolizase. Am scăpat de jugul feudalismului, care impunea acceptarea necondiționată a autorității, devenind astfel mai individualiști și naturaliști în gândire. Dar în percepția istorică a timpului, toate acestea s-au întâmplat foarte rapid. Milenii la rând am fost religioși, însă în secolul al XIX-lea, chiar și omul de rând a auzit că este posibil ca religia să-și fi încheiat călătoria. Pentru mulți dintre noi, numai rostirea acestei posibilități implică o criză. Imaginați-vă un adolescent de 13 ani, trezit în mijlocul nopții și informat de niște străini că părinții săi au murit. Brusc ajunge orfan. De când se știe, mama și tatăl său au fost prezenți în viața lui, având grijă de el și îndrumându-l. Acum ei au dispărut și, pregătit sau nu, este aruncat singur în lume. Cum face tânărul să gestioneze această tranziție bruscă? Cultural, spune Nietzsche, suntem asemenea acestui adolescent. De când ne știm, societatea s-a bazat pe existența lui Dumnezeu Tatăl, care să aibă grijă de noi. Dar acum, brusc, suntem orfani. Ne trezim într-o dimineață și descoperim că în adâncul inimii, credințele noastre naive din copilărie s-au ofilit. Așadar, ne place sau nu, ne bântuie o întrebare. Cum ne confruntăm cu perspectiva unei lumi fără Dumnezeu și religie? În secolul al XIX-lea, spune Nietzsche, majoritatea oamenilor nu au gestionat bine această întrebare. Mulți evită problema, simțind că numai gândul la existența ei i-ar putea duce într-un teritoriu periculos. Viața fără religie este prea înfricoșătoare pentru a fi contemplată, așa că se retrag într-o zonă de siguranță a credinței și repetă cu nevrozitate formule preînvățate despre credință. Mai puțin nihiliști decât Nietzsche, dar nu cu mult, sunt socialiștii din secolul al XIX-lea. Socialismul este în ascensiune, iar mulți reprezentanți acceptă că Dumnezeu este mort, dar sunt foarte preocupați că statul preia locul lui Dumnezeu și are grijă de ei. Statul puternic va avea grijă de noi și ne va spune ce să facem împotriva oamenilor răi. Gândiți-vă astfel, tradiția iudeo-creștină spune că această lume este o lume a păcatului, în care cei slabi suferă în mâinile celor puternici, că ar trebui să fim altruiști și să-i slujim lui Dumnezeu și celorlalți, în special celor bolnavi și neajutorați. Și că astfel, într-o lume ideală viitoare, raiul, leul va sta lângă miel, iar puterea inevitabilă a lui Dumnezeu va aduce mântuire celor blânzi și judecată celor răi. Tradiția socialistă spune că aceasta este o lume a exploatării malefice, în care cei puternici profită de cei slabi. Dar ar trebui să fim altruiști și să ne sacrificăm pentru binele celorlalți, în special al celor nevoiași, de la fiecare după capacități, fiecăruia după nevoi. Și forțele istoriei vor aduce în mod necesar o lume ideală viitoare,
care va pune capăt tuturor competițiilor dure. Îi va împuternici pe cei asupriți și îi va elimina pe exploatatorii răi. Atât religia cât și socialismul glorifică slăbiciunea și nevoia. Ambele se retrag din lumea așa cum este, dură, inegală, aspră. Ambele fug într-un tărâm imaginar al viitorului, unde se pot simți în siguranță. Ambele spun, fii băiat cu minte, fii o fată bună, împarte. Simte compasiune pentru oamenii mărunți. Ambele caută cu disperare pe cineva care să aibă grijă de om, indiferent că este vorba de Dumnezeu sau de stat. Așadar, întreabă Nietzsche, unde sunt oamenii curajoși? Cine este dispus să privească în abis? Cine poate sta singur pe vârful muntelui înghețat? Cine poate privi un tigru în ochi fără să clipească? Va urma. Nietzsche, născut în 1844, nu a fost doar un critic acerb al bisericii și al socialismului, ci și al naționalismului și antisemitismului. Poziția sa morală puternică a însemnat că i-a condamnat deschis pe mulți dintre prietenii săi intelectuali și chiar a rupt relația cu propria soră, care s-a căsătorit cu un antisemit notoriu. Ce părere aveți voi despre Nietzsche? Sunteți de acord cu felul în care a înțeles el lumea în care trăim? Pentru mai multe informații despre acest om extraordinar și impactul său asupra societății noastre, citiți descrierile de mai jos. Acolo veți găsi și un link către textul complet despre filozoful german al profesorului Stephen Hicks. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.